structura e simplu. Oamenii pun întrebări, de data asta tu ai să răspunzi. Vin eu cu un răspuns la o întrebare pe care sper să fi vrut vreunul din voi să o pună. Site-ul meu e www.danielaandreescu.cuvant.ro. Este pe marginea cartolinelor. Celălalt pe care, dacă eventual îl nimeri, se numește www.artofchange.ro, care este primul site pe care l-am făcut în 2008 și unde aveam atunci capul plin de informații, de vruturi, de scopuri, obiective și de mine, toate le făceam, uitam mulții. Între timp am lămurit că dintr-o 1000 de lucruri care îmi plac, vreo 500 îmi dau satisfacție, tot foarte mult. Vreo 400 pot să le fac, dar timp n-am decât pentru vreo 10. Deci asta e una din lucrurile care se pot întâmpla ca urmare a coaching-ului, să dezvoltă vrutul, creativitatea și uneori și pututul, după care capeți și oarește libertate și devine dezastru. Că atunci când ești obligat, măcar știi că te opui la ceva. E simplu. Când ești liber, e plăcut, dar e mult mai dificil cel puțin la început. Deci site-ul acela nu m-am mai uitat la el de mult, pentru că oricum are prea multe cuvinte și am depășit faza de acel tip de cuvinte. Deci asta e unul. Mail-ul e daniela.andreescu@gmail. Ce îi spun Alinei acum, că vă ofer, dacă veți vrea, acestui grup, când pe ei cunosc. Dacă vreodată vreți să facem o jucărie de workshop, dar nu... Pe ascultare. Deci, cum asculți? Un upgrade la ascultarea ca și coach. Care e oricum primul pas. Ca să poți să ajungi la acel tip de ascultare încât să prinzi informație mult mai multă, încât să-ți vină acea întrebare power, care nu vine de la rațiune. Aia vine așa, de ce se întâmplă și nu știi de unde. E din zona aia. Care nu o controlă. Deci fie pe ascultare, fie pe povestea cu emoțiile. Deci, practic, aș oferi comunității voastre, când vreți, dacă vreți, niște jucării de îmbunătățit instrumentul, adică coach-ul, care folosind instrumentele de coaching, să fie mai performant, eficient, să aibă mai multă satisfacție. Că și instrumentul trebuie acordat. Degeaba știi să cânti la vioară dacă el e acordat. Că Stradivarius e fiecare dintre voi. Tema e cât de fine-tuned e sau nu. Deci, vezi tu care o fi nevoie, de cine o vrea, dacă o vrea, să-mi dea și îmi spui. Plajul știi că e cam mare. Deci, da? Mulțumim mult de oferta. Tot ne jucăm și de-a drept coaching și experimentăm. Fiecare cu obiectivul lui, să vedem ce întrebări mi-o trăsni mie ca să-i ajute pe toți simultan la fiecare cu obiectivul lui. Mi se pare un experiment foarte drăguț. Dacă aveți curaj pe eu. Așa. Și al doilea lucru care vreau să spun iarăși de asta, s-ar putea să nu fi vrut să mă întrebați. Cei care vor să le spun când organizez lucruri mai atipice, deci nu vă invit la coaching sau să fiți clienții mei sau lucruri de-astea de sales, că nu mă pricep sincer la partea de promo. Ce îmi dorește inima întotdeauna e când mă inventez cu câte ceva nou, să spun la cei care îi simt că poate le-ar place să mai vadă ceva nou. Ca de exemplu, lansez o carte. Am această carte care se numește The Gift of Now. Prima mea carte, lansată acum un an, în engleză, pe piața românească, și cu tablourile mele și cu poze și cu spus în engleză, e ce fel de sales și succes era în imaginația mea ca o fi. Nu avea. Dar mi-a făcut o plăcere și iubesc în continuare și cei care o citesc spun că e extraordinar. O fi? N-o fi? Nu știu. Deci când am câte o poveste de genul ăsta. Sau pregătesc acum să le spun, să le spun. Mi-am descoperit și eu hobby-ul. După atâția și de ani de zile, totdeauna eram necăștită că n-am și eu un hobby. Toată lumea ce serviciu și hobby. Eu aveam serviciu și familie. Dar hobby n-am. Am descoperit de vreo 20 de ani îmi doresc să percuție, să tobe. Și să tobe n-am apucat până acum la această vârstă. Ambalajul 59, interiorul scade așa. Și vreau să spun că m-a
Cază tobe africane de djembe. Și este excepțional să înveți și să bați acolo, părit cu tineri. Deci mi-am găsit un hobby. Și vreau să fac un atelier combinat, dezvoltare personală cu tobițe. Și vreau să vă invit. Despre încredere. În ritm de tobe se numește el. Modulul, mini pilotul de încercare, așa să văd cum o fi, va fi pe 15, la ora între 12 și 1, e într-o sâmbătă. Între 12 și 1 la prânz, la centru Seeds for Happiness. Dacă îmi dați connect pe Facebook și ziceți vreau, vă trimit invite-ul sau îl găsiți la mine. Când o, să... o oră și vor veni cei doi, desigur, master drummer Orlando Petriceanu și cu Mihai Axinte, adică nu mă afișez deja, de-abia sucenic, nu. Dar le-am spus cum vreau să facem workshop-ul ei, cu tobele, eu povestit acolo și cum ne jucă. De ce nu? Vă pot spune și avantajele neuronale la ce înseamnă, dar serios, a învățat cu tobele sau javelin, vă recomand la toți ceva, să vă folosiți dreapta și stânga, în mod diferențiat și, de exemplu, pe javelin, stânga îți crește creativitatea emisfera dreaptă și dreapta cu stânga sunt coordonate. Dacă ajungi să-ți coordonezi diferit dreapta-stânga, înseamnă că poți să faci switch pe emisfere când vrei creativitate, când vrei planificare. Când vrei solution finding, dacă să solution decision making, trebuie să ai un pic de creativitate și faci așa, țup, țup, în emisfere. Cum le reglezi emisferele? Cu puțin juggling sau puțele tobițe. Sau instrument, sau care păstrează cognitivul mai alert. La vârste, mai într-un fel, e bine să înveți o limbă străină, un instrument nou, ceva, ca să te eramolești cât mai târziu. Mi se pare optim, adică am un copil, nu? Fata are 30 de ani, ce vine are să aibă probleme mama ei mai devreme decât optim. E foarte altruist să te țin sănătate. Nu? Da. Deci eu vă invit cu drag. La jucării de tipul ăsta. Ok. Acum întrebări. Am stat tot timpul cu relativ spatele la voi. Acum putem sta așa mai mult. Promit să răspund scurt la fiecare dintre ele. Unde găsim The Gift of Now? Pseudonimul este Dan Ant, că n-am avut curaj să zic Daniela Andreescu, că mă făceam de râs la imaginea mea de coach. Și atunci am zis Dan Ant. Următoarea carte va fi cu numele meu, am curaj. O găsiți în librării. Până Eminescu, un da, The Gift of Now, caută după ea sau autorul Dan Ant. Și e mov, și micuță, și drăguță. Pe Facebook aveți, e și pagina, ca să vă uitați înainte, eu am făcut o pagină pe Facebook, dar nu găsiți acolo cam despre ce văd. Mai multe propoziții decât mi-am propus, dar ok. Next. E și ma? Dacă e... Venind mai târziu, poate am ratat, dar impresia mea a fost cât ați vorbit, că ați vorbit numai de ceea ce s-ar numi o motivație extrinsecă, numai de băț și de morcov, sau ați vorbit și unde de una intrinsecă? Și dacă nu, acolo mă tentează să port discuția. Dacă am ratat începutul și s-a vorbit, o pun deoparte și am altă întrebare. N-am vorbit despre aceste distinții teoretice. Întrebarea mea la întrebare este da? Care e nevoia mea să altă decât cea intelectuală? Absolut niciuna. Okay. Wikipedia. Da. Sau ceva. Dar nu spuneți așa, că pe urmă mă simt ciudat. Ba, da, ca gestionați, că vă simțiți ciudat. Am înțeles. Bun. No, deci pentru mine motivația, că îi spun intrinsec, extrinsec, nu știu ce, cea valabilă este cea pe care eu o resimt ca fiind a mea și care nu depind de exterior. De exemplu, simplu exemplu, bonusurile în corporație sub formă de bani, extrinsec, da? Așa. Conform noilor studii, sunt nu numai apă de ploaie, dar favorizează competiția, scăderea productivității, a eficienței și a rezultatelor. Pentru că omul care știe că primește banul dacă
face, drege, nu știu ce, începe să aibă un comportament necooperant cu colegii, un comportament de mă uit la rezultat și la bonus, nu mă uit la proces, și atunci dau rasol la ce am de făcut, că eu cariera bonusul. Deci are tot felul de minusuri de genul ăsta. Ce folosește este într-adevăr pe direcția de motivație intrinsecă, deci cea care nu depinde de exterior, pe care o păcălești în ghilimele cu ce? Îi dai omului cât mai multă autonomie, să simtă că are un sens ceea ce face, aici e o mare problemă, mare problemă. Câte corporații simți că ce face are sens. Și dacă să fie și un sens pozitiv. Acolo e mare problemă, trebuie să cam găsești tu, să ți-l inventezi ca altfel. Deci acele lucruri se accentuează acum în corporațiile în exterior ca să motiveze intrinsec și nu extrinsec. Așa și creativitate și skills, ca să poată să ajungă să fie mastery. Ceea ce face să fie mastery, să poată să facă bine. Dacă pui un om să facă lucruri la care nu e suficient de performanță, se simte tot timpul un eșec. Mai mult sau mai puțin. Și face efort mare. Și nu e motivat. Poți să-i dai câți bani, tot nefericit o să fie. Și un angajat nefericit e un angajat neproductiv. Simplu. Acum e ok? Ne. Acum vine întrebarea. Neuronal există o diferență sau se poate sesiza o diferență între structurile care ar reacționa la o motivație externă versus una internă? Da, înțeleg întrebarea. Nu pot să numesc care zonă de care creierași, că prefrontalul, că occipitalul, că ăla, nu. Din ce am înțeles și pot acum să spun în confort de cauză, nu neapărat cunoștință de cauză, deci mă simt confortabil să spun, este că dacă ar fi un singur loc sau o singură zonă, ar fi simplu. Dar e interacțiunea între, de exemplu, zona de creierul reptilian, amigdala și toată zona asta care acționează la extrinsec, băț morcov, da? La asta cu intrinsec reacționează partea de prefrontal, de limbic, deci partea de creier care s-a dezvoltat din punct de vedere evoluției mai târziu, de când cu limbajul. De când cu interacțiunea socială diferită decât tribulețul unde era doar băta. Și atunci e un fel de interplay între cele două, care pe care, care e mai dezvoltat, care unii funcționează numai de frică. Dar pot fi antrenați să-și schimbe, că există neuroplasticitate. Deci creierul își poate schimba traseele pentru că tu cu mintea îl conduci să se schimbe. Și atunci chiar unul care lucrează numai de frică, de exemplu, se poate antrena în astfel încât să poată să lucreze și fără frică, ci doar pentru că începe să-i facă plăcere sau descoperă plăcere sau ceva. Deci nu e ceva fix.